Bună ziua și bine v-am găsit astăzi. Începem o filmare. O să fie de un interes destul de mare, fiindcă o să arăt niște chestii șmechere care apicultorii ăștia consacrați le tot țin în secret, parcă ar fi nu știu ce, dar poate lumea are nevoie și am zis haide să arătăm. Eu în fiecare zi desfințez așa câte un cat. Asta, luăm această ladă. Desfințez câte un cat, vedem ce e în cat, cât albine are. Dar vedem împreună acest lucru. Ce secret vreau astăzi să vă zic eu? Secretul nu al meu, că eu nu prea țin secrete. Dar apicultorii ăștia mari zic că nu se poate dacă... Doamne ferește, cineva greșește și face boacăne și nu știu ce, cu măsuri, cu nu știu ce fel de măsuri și tot așa. Secretul este benzile acestea care tratăm noi albinele toamna. Specific toamna, fiindcă toamna se tratează albinele. Cum am zis și în filmul trecut, unii tratează din... Să zic așa, tratează fără nicio chestie, niciun, nu știu ce să zic, n-au niciun reper. Îți trebuie un reper ca să tratezi albinuțele, nu poți să... La mine reperul a fost aceste sticluțe, uleiurile esențiale, am tratat cu ele, iată, am 3 luni, am tot dat. Aducem o cutie din asta în care să punem ramele. O să fie un film mai lungă, trebuie să specific că să vă luați o cafea și așa așezați-vă la acest film ca să aflați și rețeta la benzilii respective care eu le folosesc ca și uleiurile esențiale al doilea an. Ele sunt cu amitraz. Conțin amitraz, da. Veți vedea exact rețeta. O dau mai încolo când ajungem la... În situația respectivă, să ajungem în cuib. Deocamdată o să îndepărtez ramele. Îndepărtăm ramele din cat, unele sunt goale, altele mai au miere pe ele, astea sunt din alea de jumătate. O să mă mișc un pic mai repede, terminăm repede aici sus. Da, uite, cu aceste rame eu am colectat trântori. Am colectat trântorii în anul acesta. Am lăsat până târziu ca să nu am probleme cu molia. Acum la mine a scăzut foarte tare temperaturile noaptea. Rame noi construite. Să lipsesc 2 secunde. Acele rame de jumătate nu le voi mai folosi anul viitor. Și ajungem și la unde am lăsat eu, așa să zicem, cuibul. Adică sunt albine aici. De aceea trebuie îndepărtate ramele, că se adună 30-40 de albine. Și stau aici sus. Eu acum le voi scutura și... Asta basta. Vom vedea ce avem și jos, că majoritatea stă jos. Iată, vedeți? Așa stă albina aici pe miere. Și aici moare dacă lăsați albinile așa
de capul lor. Mă gândesc acum la cei care nu strâng deloc cuibului. Să prezinte și cum le stă lor albina acolo. Ramele care nu sunt strânse. Ce ziceți? Trăiește albina aici? Dacă nu fac eu lucrarea asta? Vedeți aici, dacă curățăm aceste rame, se adună cam o ramă bună de albina. Și asta nu mai moare. Deci asta e albina de iernă. O să moară ea la momentul respectiv. Dar asta este albina care iernesc. Ia, tot cât un pumn de albina, așa. Așa. Golim ramele. Lucrare interesantă asta și o fac treptat. În fiecare zi lucrez la câte o colonie ca să nu provoc furtișar. Se poate întâmpla foarte ușor. Așa, mai avem rama aceasta specială cu izolatorul de mărci. Deci această marcă a fost izolată. În consecință a fost și tratată, da? Atunci, în momentul respectiv. Vom face și la anul aceste izolări. Așa am rezolvat cu ele. Acum să îndepărtăm catul. Acolo este cuibul. Și acum vom vedea de fapt ce avem pentru iarnă. Cât albinuri. Cinci, șase rame. Eu știu câte ori fi. O să cumpărăm albina asta din par. Așa. Și începem să scoatem, să vedem ce avem aici, jos. Mai scoatem vreo 3 rame deocamdată și apoi în octombrie mai scoat. N-am mai umblat de mult în acest cuib, foarte de mult, cred că am 2 luni sigur că nu l-am deranjat. Este o marcă mai în vârstă, adică mai în vârstă, cred că are 2 ani.
scos prima ramă. Acum o înghesuim. Asta e o ramă bună de iernat. Ai mâncare frumos pe ea. Nu vreau să o scot chiar pe ea. Să vedem ce are și rama la de margine. Iată, și asta e o ramă bună, dar nu de iernă. O să vedem în ce parte trag cuibul. Asta o scutur. E foarte bună pentru primăvară la dezvoltare. Așa. Trecem la următoarea. Eu nu prea mai am puiet în ei. Așa știu că nu prea mai e puiet. Iată o altă ramă care deocamdată rămâne în stup. Chiar dacă este mai albă, dar are mâncare foarte bine pe ea. Tragem un pic deoparte. Asta este o organizare preliminară, să spunem așa. Stați să văd dacă este bine camera asta. Hai să dăm un pic mai jos. Așa. Mai bine. Deci cred că toată lumea așteaptă de fapt rețeta la benzi. O să vă zic în momentul în care le pun, că pun niște benzi. E chiar ești curios cum arată albinele. Această colonie. Iată o altă ramă foarte bună pentru iernare. Nu arătăm puiet, că nu avem deocamdată. Și să văd pe câte rame o strâng acum. Eu eram obișnuit să am 3-4 rame, am și acum, dar nu prea mai, să zic eu, nu sunt importanți, că sunt puțini. E albine suficientă, așa trebuie să stea, aici e și păstură. Acesta nu prea a suferit de varoa, fiindcă el a mai primit tratament în luna iunie, plus uleiurile esențiale, care 90% din varoa le ține în frâu. Și nu numai varoa, multe alte virusuri care se formează și acestea trebuie măcar încercate, nu zic să treceți 100% acum pe ele, că nu, nimeni nu face acest lucru, nici eu n-am făcut. Trebuie încercat. Iată, aici avem puiet. Cum mă surprinde un pic că avem puiet, dar e bine că avem, înseamnă că mai avem de eclozat. Urmăresc varoa, de-aia mă uit așa pe ele. Iată, avem și aici puiet încă. Așa. Temperaturile încă sunt destul de ridicate, adică noaptea e foarte frig, am avut și 4 grade și acum ziua se încălzește foarte tare. Eu, de exemplu, nu mai umblu decât la ăsta și mai pun niște benzi la vreo câțiva. Iată ce de albinuț. Deci cred că avem o ramă de puiet care trebuie să eclozeze în vreo 10 zile, cred că se termină cu ea.
fuge albina să crede că e furnierea, e foarte, nu știu să zic eu, precaută în această, în acest interval albinele sunt foarte precaute, le e frică tare de furtișac de astea. Albina nu trebuie să fie chiar moale, adică chiar să nu se apere deloc, dar e urât. Așa, ia să vedem, și pe asta mai avem. Albina și aici se poate încă, se poate încă lăsa. Raman cuib, încă se mai poate lăsa. 6, o să-i lase, o să-i las, cred că 7 rame. Ca să ierneze în condiții foarte bune. Iată ce de miere avem. Și păstură avem aici. Bun. Deci cam asta rămâne pentru cuib. Chiar dacă voi face o, nu știu, sigur, un împachetaj bilateral al cuibului, adică o să împachetez pe ambele părți. Deocamdată dăm în partea spre urdiniș tot cuibul. Pentru că aceste lăzi așa sunt, au două urdinișe. Să mai îndepărtăm niște rame. Asta rămâne. Rămâne fiindcă are miere pentru a forma un cuib cu ea. Iar aceasta se va îndepărta. Nu am dus-o diafragma. Așa. Acum trebuie să mutăm cuibul în partea asta, așa. Aceasta este o familie medie. Da. Medie față de ce am acum, e stupină, fiindcă în anii trecuți asta era o familie foarte bună. Și acum la mulți în stupină este foarte bun. Bun, a venit vremea să vorbim și despre Benz. Ca să scuturăm un pic, iată, pentru găleată din asta se face toată șmecheria de Benz. Așa, în găleată avem benzile, acum punem cuibul, îl așezăm așa cât să fie bine. În două rame. E bine să aveți cuiburile puse lângă urdiniș în acest timp, fiindcă se pot apăra mai bine. Bun. Deci să vorbim despre Benz. Vorbim despre Benz acum, fiindcă acum le folosesc. Anul acesta este la această colonie, este a doua oară că pun aceste Benz. Iată cum arată ele, bine imbibate cu substanța respectivă. Și rețeta este în felul următor.
ce rețetă să fie așa complicată? În primul rând, trebuie să menționez că folosesc ulei de mâncare, ulei alimentar. Cât ulei alimentar folosesc? Pe lângă ulei alimentar folosesc și aceste fitile de lampă. Cei mai în vârstă cam știu despre ce e vorba și cei tineri o să o găsească pe internet, fitile de lampă. Au 2 cm jumate lățime și lungime 25 de cm. Deci lungime 25, lățime 2 cm, așa. Și ce exact cum e rețeta. Deci facem așa. Luăm în primul rând Scabatox, că e mai ieftin, dar luăm și Varachet. Și cum procedă? La 200 de mililitri de ulei, de ulei alimentar, punem așa, 10 mililitri Scabatox plus 2 mililitri Varachet. După aceea tăiem aceste fitile, 40 de bucăți la 25 de cm lungime. Așa, le avem pregătite, avem o găleată din asta sau orice alt recipient. După care avem aceste substanțe, Scabatox, Varachet, fitilele, le băgăm, prima dată le băgăm uleiul cu 200 de ml de ulei, le băgăm cu cele 10 ml Scabatox și cele 2 ml de Varachet, le băgăm într-o sticlă de 2 litri de plastic și scuturăm bine. El se va transforma într-o substanță albă. O să vedeți că e o substanță albă. Luăm fitilele respective, le băgăm într-o găleată așa și începem să, după ce le băgăm, turnăm acea substanță rezultată peste aceste fitile. Deci 40 de fitile la 200 de ml de ulei. După aceea închidem capacul, scuturăm bine și rezultă aceste benzi. Acum, întrebați și voi despre eficiență. Eficiență, eu sper să nu vă cadă foarte mulți. Încă dacă cad foarte mulți, atunci înseamnă că e o problemă, nu e bine. La mine, după tratamentele cu ulei esențial, fac 2 aplicări din acestea, fac una acum și mai fac o aplicare în luna octombrie, când va ecloza și acel puie. Dar nu la toate coloniile fac acest, numai la vreo câțiva. Acum ați văzut că am albină și după diafragm, iată, da? Ea dacă nu o scutur să se ducă în cuib, nu se va duce. Acum o scuturăm jos să se ducă și ea. Cu toate că voi lăsa rama aici, ea se va duce în cuib. Mai avem și aici o ramă de acest gen, care tot albina ei este, aceste coloni. Așa, și acum albina se va trage în cuib și să fie și ea tratată. Un alt lucru esențial la această la acest tratament. Auziți cum plânge albina? Ea a fost separată de colonie și acum se simte foarte repede lipsa măcii. O să aduc folia
aici cu acoperim. Acoperim ca să se trateze foarte bine. Punem această folie. Punem podișorul. Și punem pâsla. Punem sticlele care le vom folosi la anul. Eu știu deja câți păduchi o să-mi cald aici. Maxim 5-6 păduchi o să cadă la aceste colonii care au mai fost tratate. Uleiul esențial a ajutat foarte mult ca ele să nu se infesteze, că aici în zonă la mine, din păcate, sunt apicultori care nu tratează. Și pentru acest lucru am căutat uleiurile esențiale. Îmi trebuia ceva ca să pot să feresc albina mea de infestare cu varroa de la alte colonii. Iată, este perfect până acum că aceste uleiuri esențiale, pe lângă că au ajutat mult albina, au ținut în frâu și această infestare de la alte colonii. Bun! Sper că să vă fie de folos acest film. Am văzut miracole pe internet, la albine eu nu cred în miracole, fiindcă știu ce înseamnă. Deci, ca să aduci o colonie într-o stare bună, nu e o muncă de o săptămână, e o muncă, încep de anul trecut cum ar veni și tot lucrezi, întreții albina, nu poți să faci minuni de pe o lună pe alta cu ele. Ia acum, eu n-am adăugat proteina, ați văzut, e păstură în stup și am albina, deja e format corpul gras la majoritatea albinei care este pe ramă, corpul gras este format, iar acele albine care vor mai ecloza de acum încolo mai au păstură. Deci, acea păstură este de 4-5 ori mai nutritivă ca orice maclavaisuri găsiți voi pe internetul ăsta și orice vă vine vouă în minte să le dați. Acea păstură o să hrănească acel puiet care eclozează acum și acel puiet are o valoare mult mai mare ca orice puiet hrănit cu diferite alimente. În anii trecuți când ești nevoit, să zic, nevoit în sens că nu aveți hrană în stup, dar deja e o greșeală enormă pentru apicultor dacă la ora asta nu aveți rame căpăcite frumos, să nu mai uzați albina la această dată. Deci cam atât am vrut să zic, încercați să asigurați hrana din timp la albine, nu acum că vă păcălește timpul că e cald, dar sistemul biologic al albinei deja e setat pentru iarnă, nu mai vii cu siropuri, cu turte. Și turtele proteice, mă înțeles că se laudă unii că dau în noiembrie. Păi în noiembrie eu trebuie să mă pun să fiu liniștit, liber, nu mai gândesc la ele. Bine, așa e la mine în zona. Acum, dacă într-o anumită zonă ale țării vară, faceți cum credeți că este mai bine. La mine a fost foarte bine așa, am și... Ăsta iernează pe 6 sau pe 5 rame înghesuit foarte bine. Am care voi ierna și pe 8 rame, am și pe 4 rame care voi ierna, fiindcă așa e albina. Unii mai dezvoltați, alții mai nedezvoltați, mai mici. Se pot face mari prin unificări, dacă chiar doriți să faceți acest lucru. Și cam atât. Cam atât pe ziua de azi. Sper să vă folosiți. Orice tratament care o să faceți de acum încolo sau orice alt tip de tratament, încercați să faceți teste prima dată, nu dați dintr-o dată. Iată cum zboară la mine albina.
Nu trebuie să zboare la această dată albina. Soare frumos, sunt 13 grade, 14. Albina e cu minte. Trebuie să stea în stup de acum încolo. Mai ies ele așa după masă la un zbor și cam atât. Iată, aici am 8 sau 9 rame plin cu albina. El ies 5-6 albine ies afară. Albina trebuie să se menajeze, fiindcă ea trebuie să se ducă până în aprilie, majoritatea albinei. Bine, până data viitoare, numai bine!